Zeci de ambulanțieri au ales să-și sacrifice timpul liber pentru a-și exprima nemulțumirile în fața instituției în care lucrează. Ei atrag atenția că sporurile salariale au fost obținute ca urmare a condițiilor grele de muncă și a programului special de lucru. În plus, consideră că a li se tăia aceste drepturi salariale reprezintă desconsiderarea celor care asigură cu profesionalism aceste servicii pentru populație. Aceste sporuri care s-au dat, aceste sporuri s-au dat pentru condițiile grele în care se lucrează în ambulanță. Ar trebui să vedeți greutatea care înseamnă defibrilatorul, care înseamnă tubul de oxigen, care înseamnă scaunul de transport al pacientului. Noi suntem pe echipajele B2, doar o asistentă sau un asistent după caz și un ambulanțier. Foarte rar avem și câte un voluntar, dar aceștia vin, aceștia nu sunt plătiți, vin voluntar, dar avem foarte puțini. Aurelia Babiciu mai spune că, deși codul muncii limitează sarcina pentru lucrători la 25 de kilograme, ambulanțierii din lipsă de personal sunt nevoiți uneori să ridice greutăți de 2-3 ori mai mari, fapt ce se repercutează asupra stărilor de sănătate. Îmi place meseria asta și o fac cu plăcere. Pentru noi nu ne limităm doar la salariul acela și la faptul că trebuie să-ți faci sarcina de servici. Suntem oameni, ducem povara cazurilor pe care le ducem, zi de zi le ducem acasă, că-ți rămână în minte aceste cazuri, nu le poți, le-ai lăsat la serviciu și te-ai dus acasă. Vezi oameni suferind, nu-i poți spune, ai 100 de kilograme, nu poți să te ridic. Mai mult, acești salariați sunt agresați nu de puține ori, mai ales când sunt solicitați din partea reprezentanților etniei rome. Am avut colegi care au fost amenințați cu cuțitul. Trebuie să te descurci la fiecare caz, să-ți faci treaba și să încerci să te detașezi după. Te întorci înapoi în stație, îți pui mașina la punct, te pregătești pentru următorul caz. Asta e, ne lovim zilnic de probleme de genul ăsta, tăcem, mergem înainte, suntem devotați muncii pe care o facem, că de aia suntem aici. Dacă doleanțele protestatarilor nu vor fi luate în considerare, ambulanțierii sunt decis să intre în grevă. Din data de 04 octombrie vor începe la nivel național niște meeting-uri, greve, atunci o să fie cu oprire din activitate, nu totală, doar parțială. Calendarul acțiunilor urmează să fie definitivat zilele următoare.